Emisiunea Păstorul cel Bun poate fi urmărită pe postul de televiziune Nașul TV în fiecare sâmbătă la ora 10 și duminica la ora 14. De asemenea, emisiunea este difuzată pe internet la adresa www.nasul.tv. Emisiunea Păstorul cel Bun poate fi urmărită pe postul de televiziune Nașul TV în fiecare sâmbătă la ora 10 și duminica la ora 14. De asemenea, emisiunea este difuzată pe internet la adresa www.nasul.tv. Apoi a zis tuturor, Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă voiește, observați că urmarea lui Iisus Hristos nu e obligatorie. Depinde de om, Dumnezeu vrea, dar trebuie să vrea și omul. Dacă vine cineva după mine, dacă dovoiește să se lepede de sine, spune Biblia, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, să-și ia crucea. Pentru mulți, luarea crucii pare o aventură, ceva nou. În această monotonie a vieții, luarea crucii lui Hristos poate însemna chiar o aventură. Pentru mulți, luarea crucii lui Iisus Hristos poate fi o schimbare de decor. Decor de biserică, decor de închinare, decor de, înțelegerea lucrurilor. Din toate te trezești într-o lume nouă de care ți-e place, dar de care te vei plictisi în curând. Pentru mulți, luarea crucii lui Iisus Hristos este o ajustare morală. Băi, n-ai voie să bei, să fumezi, n-ai voie să ai grijă să te înfrânezi, n-ai voie să privești în stânga și în dreapta, sunt niște lucruri care trebuie să le ții. Pentru unii, luarea crucii înseamnă un profit, pentru unii luarea crucii înseamnă moarte. Pentru unii luarea crucii înseamnă moarte. Dumneavoastră știți că aproximativ 50 de milioane de creștini au fost uciși pe întregul parcurs al evului mediu? Dumneavoastră știți că atunci când comuniștii au luat puterea în China, au omorât în câteva luni de zile 1 milion de creștini? Pentru ăștia ce a fost crucea? Crucea. Pentru ăștia ce a fost crucea? Crucea! Nu un semn, nu ceva de pus la gât, în ureche sau în buric. Pus pe casă, pe turlă sau în altă parte. Pentru ei crucea însemna moarte. Când Iisus Hristos a spus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea. Vă garantez că lângă ei erau cruci împlântate în pământ și răstigniți pe ele. Nimeni nu s-o gândi la socră. Bă, am o cruce, bă, cu socră mea asta. Nimeni nu s-a gândit la cruce, o mașină pe care numai nu pornește dimineața decât împinsă cu 6 frați. Nu s-a gândit nimeni care o cruce cu un șef la serviciu, cu un maestru care toată ziua îl ciocănește la cap. Nimeni nu s-a gândit cruce în sensul acesta în care ne gândim noi, ci s-a gândit la moarte. Când te-ai dus după Iisus, ți-ai făcut contabilitatea, ai tras linie și linia a însemnat moarte. Linia a însemnat moarte. O muri tot. Te-ai dus în fața oamenilor, adică pe vremea lui Ceaușescu, n-am pomenit de creștinism ușor, fraților. Pentru că în momentul în care te-ai dus și ai spus, începând de astăzi, eu vreau să-L urmez pe Hristos, ai rămas fără serviciu. Ai rămas fără funcție de profesor sau de ce ai fi avut. În clipa, ai rămas fără familie. Îmi spunea un frate, în momentul în care m-am hotărât pentru Iisus Hristos, primul lucru pe care mi l-au făcut, mi-au luat soția, au rezolvat în așa fel încât în 2 săptămâni zile era divorțată de mine. Mi-am pierdut și familia, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut serviciu și când m-am dus în biserică, m-a apucat biserica și m-a tras de ureche de ceas pe mână. Biserica mi-a luat ceasul, asta a fost cel mai important lucru, ca rușii, de la Nistru până la Domn, davai ceas, davai palton. Deci comuniștii au luat tot ce au avut, îi mai rămăsese ceasul pe mână care l-au luat biserica, că e vorba aceea, e bijuterie, ceasul. Și l-au tuns zero. Adică va trebui ca să înțelegem că urmarea crucii lui Iisus Hristos, crucea lui Iisus Hristos, înseamnă moarte. Când te-ai pus pe calea aceasta, mai sunteți o câțiva dintre voi care faceți botezul și sunteți acei de seară. Mai contabilizați odată. Până de seară mai este vreme. Trageți linie. Pot termina ce am început astăzi. Pot face în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu să mă ajute ca să-mi aduc aminte de tot ce trebuie să fac eu. Că nu ce face El, că El face 100%.
Și ceea ce trebuie să fac eu, mă voi putea ține, voi putea termina turnul acesta. Iubiților, când pe Ian Hus l-au dus la moarte, pentru credința în Iisus Hristos, el a predicat ani de zile până când a ajuns pe rug. Și ce și-a spus în ziua rugului? A zis în felul următor, ce-am spus cu buzele mele în atâția ani, acum astăzi voi pecetlui cu sângele meu. Până acum ați spus doar cu buzele voastre. S-ar putea ca în 6 luni de aici încolo să pecetluiți cu sângele vostru. Știți cât trebuie ca să se întoarcă lumea invers și creștinismul astăzi adevărat să devină persecutat? Nu mai mult de 6 luni, asta am citit-o aseară. Nu mai mult de 6 luni. În 6 luni de zile totul se poate schimba pe pământul acesta. Oare suntem în stare că ceea ce pecetuim cu gura noastră te vor urma oriunde vei merge, să putem, ce-am spus cu gura noastră, să pecetuim cu sângele nostru? Creștinismul ușor are o mare problemă, nu contabilizează niciodată costul urmării lui Iisus Hristos. Voi va trebui ca să nu aveți un asemenea creștinism. Voi ar trebui ca să spuneți cât mă costă, ce trebuie să fac, care e partea mea în lucrarea aceasta, ajută-mă, Doamne, să o țin, amin. Cerul tace și norii sunt de plumb, când orice rugă se pierde în văzduh, când n-auzi glasul iubitului încercare, nu ai niciun răspuns. Există o ancoră, e crucea din calvă, ca tag în valuri, cuvântul plin de har. Rădește iadul, te crezi că vei pieri, o, nu te teme, biruitor vei. Crucea din calvar, ca targ în valuri, cuvântul plin de har, e lângă tine. Mai bine al tău, el te iubește.
chiar prin tăcerea Lui. Alfa Omega, te ține în brațul Lui, privește în zare. Răsărit, El împlinește, dar tot ce ți-a vorbit, există o ancoră, e crucea din calva. Emisiunea Păstorul cel Bun poate fi urmărită pe postul de televiziune Nașul TV în fiecare sâmbătă la ora 10 și duminica la ora 14. De asemenea, emisiunea este difuzată pe internet la adresa www.nasul.tv. Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc.